Și bine v-am găsit, brotheri. Vă spun bună ziua, nu vă zic bună dimineața, deoarece e ora 12. Nu am venit de dimineață, deoarece e foarte frig și nici nu sunt în stația de metrou sau stația de autobuz. După cum vă puteți uita și... Ia, uite-l, nu pot să cred. Mamă, așa pe... l-am pierdut! Și asta mă doare cel... Ieși la cealaltă, stați un pic. La viermi ăștia siliconici. Ieși la cealaltă, uite-l. Doamne, cum a venit la mine, doamne? L-am luat. Mamă, și ce fac cu mâna cu camera asta? Hai că dau drumul. De fapt, ia stați așa. Hai că am camera la piept, hai că vă arăt de la aia. Gata, brother, hai că filmez cu camera asta. Hai să nu se ducă sub gheață. Ia uite-l, bă, ce l-am luat. La viermele de silicon. Încercăm, uite-l. E mai micuț, sper să nu-l fi înghițit. Ăsta e primul păstrat de brother. Frumos, ușor. Bă, a tras și la ăla și la ăla, ați văzut din introducere. Pun partea asta de pe GoPro. După aia o să pun partea cealaltă pe care o să încerc să vi-o fac ca și intro. Ia să vedem, l-am înghițit. Deci a intrat la un vierme roșu. Le tot schimb culoarea, brother. O să vi-l arăt eu mai încolo. Uite, l-a luat. Bă, dar urât îl înghite, bă, frate, bă. Nu știu dacă pot să-l mai scot. De fiecare dată când îl înghite, îl înghite pic tare de tot. De capul meu. Ușor, gata, l-am scos. Ies, am recuperat și guma, pe care o să vi-o arăt eu imediat. Primul păstrăv. Ușor, dacă îl apucați de aici de urechi, bineînțeles când îl luați acasă în catch and release, nici nu se pune problema, nu există să-l luați așa. Primul păstrăv, brother. Haideți să vă arăt și continuăm imediat cu introducerea, pentru că ne-a întrerupt, uite, a rupt-o un pic pe gumiță. L-a rupt, dar îl agăț eu așa de spate. Uite așa. Așa, da, și văd că merge și pe ăsta, o să încerc și cu pastă, vă arăt imediat cu ce pescuiesc. Uite-o, bă, iar la ea. Iar l-am luat, mă, fraților. Uite, vreau să fac introducerea din nou și l-am luat iar. Nu pot să cred, hai să las GoPro-ul să-și facă treaba. Nu pot să cred. Bă, dar ce sunt puse, bă, în gumele astea de silicon de... Nu. Și la ăla și la ăsta, n-ai cum. Uite-l, nu. Băi, nu există așa ceva, dublu drill la undiță, n-ai cum. N-ai cum, doamne, dublu drill la undiță. Nu mă ajută nimeni. Păi ce să facă? Auzi, hai să mă ajuți un pic, brother. Ia uitați-l, mă, stați că l-am rugat pe băiatul ăsta. Ăsta e mai mare de la mâna stângă. Și dacă îi dau drumul, o risc. Pare că e mai măricel frumos, acum l-am luat de burtă, l-am luat. Stați că vine băiatul ăla să mă ajute. Na, nu pot să-i dau drumul, mă, că e greu. Uitați-vă, bă, cu ce prindeți, bă, care-i secretul. Gata, las, că... Mersi, că uite, ăsta a scăpat, că n-am avut cum. Din doi trebuie să pierd unul. Hai de capul meu. Băi, băieți. Nu pot să fac introducerea, uitați-vă și voi. Râs. Bă, și-am zis că nu vreau în cap. Luasem doi, frate, știi, și... unul a scăpat, că era mai mare. Și-am zis să mă ajuți. Ia uite ce ăsta, ce mare e, ce frumos e. Și ăsta la fel, l-a înghițit bine de tot. Mamă, cât de frumos e. Mamă, cum îl înghite, ce facem, cum ne descurcăm? Să-l agăț ușor așa. Gata, l-am scos, dar vă dați seama că i-am dat și lui damage. Îl las așa și mai pescuiesc cu el, exact așa cum îl vedeți. I-am dat și lui damage, bineînțeles că ăștia trebuiesc luați acasă. Asta încerc să vă arăt în episodul ăsta. Hai că o să continui imediat cu introducerea, cât mai repede, că dacă prind mai mult de 6 nu vreau să iau acasă. Și după aia nu mai pot să pescuiesc catch and release, pentru că înghite cârligul foarte tare.
Așa că am venit la o partidă, cred că fulger. Mi-am luat 6 bucăți și am plecat acasă. Uite așa las. Uite, exact așa. Vă zic eu acum cu ce pescuiesc. N-ai cum, n-ai cum. La asta al nenoroci. La asta al nenorociți. Și uite, și la a doua s-a cam încurcat un pic. Ah, nu foarte tare, că nu e firul foarte gros. Deci la una pescuiesc și de-abia am venit cu un vierme. Uite, pe ăsta l-am luat de burtă, vedeți că e un solz aici, uite. Dar totuși am luat 2. Nu? Am avut, dacă mă mișcam mai repede, dar n-am avut, nu știam care scapă. Dacă mă mișcam mai repede, luam pe amândoi rog. Bun. Ok, haideți să continuăm cu introducerea, pentru că nu mai am timp. Eu am zis că o fi o partidă mai grea, deoarece sunt lacurile înghețate și primul și al doilea, dar a dat drumul la aerator aici și s-a dezghețat o parte și mi-a zis și are vlogger de broadere, vino și pescuiești aici, că aici îți faci damblau. Ok, haideți să nu lungim, pescuiesc cu 2 undițe de 6 metri, strategisturile mele de 6 metri, firul de 0,22 de la Brother Claumar, e firul ăla de feeder pentru că e foarte finuț, foarte hoț. Cârligele CLM3 din seria CLM de broader e destul de răcoare afară. După cum observați, sunt îmbrăcat cu costumul de la Graf, care e foarte rezistent la temperaturi reci. Băi, e superb, deci vreau să zic că e superb. Și în caz că vreți să mă vedeți cum arăt, uite așa arăt. În toată splendoarea. Acesta este costumul. Este foarte, foarte călduros. Vreau să zic că e maxim de călduros. E șmecher, noul meu prieten pe anotimpurile reci la pescuit. O să vă las linkul de la Graf în primul comentariu, pentru că se merită, ca aceste haine fiind cele mai de top de pe globul pământesc, sunt foarte bune. Pur și simplu am transpirat și am doar o pereche de colanți tot de la Graf. Ca și setup nu este cine știe ce, vreau să vă arăt cu ce pescuiesc. Am acești viermuși de silicon, viermi, insecte, hai că da, de fapt sunt niște viermi de silicon cu o atracție foarte mare pentru păstrăvi. O să încerc și la altele, fiind și un pic flotanți, ar trebui să meargă și la clan, dar să-i modificați, vă arăt eu imediat și la clan. O să mergem. Deci acestea sunt roșii, îi găsiți pe Claumar Pescar Fraților, unde aveți și 5% reducere cu codul promoțional SHARI, ok? Toate produsele Claumar le veți găsi la toți partenerii din toată România. Și mă uitam că poate oricum mai bate vântul. Am pus pe cauciucul ăsta undițele Brother, deoarece nu pot înfinge că e pământul înghețat. Și nu pot să înfing nimic, vă dați seama. Deci, na, am luat eu ceva aici bătrânește, dar nu merge. Acesta este pe verde cu maro, foarte bun. O să le încerc, prima oară le încerc pe acesta, după aia am și pe maro închis cu maro deschis. Și tot de la Brother Claumar, adică toate astea le-am luat de la el. Și niște, ăștia sunt șmecheri. Ăștia sunt șmecheri rău. La ei găsiți cea mai mare cantitate, ei sunt cei care i-au adus în cantitatea cea mai mare. Și această pastă Brother, tot de la Powerbait, deci toate le găsiți la Brother Claumar. Și pe alb și pe galben. Astăzi vreau să încerc, vreau să-mi iau vreo 6 păstrăvi. 5, 6, 7 maxim. Pentru că o să mai vin, dar 6 aș vrea. Nu pot să fac catching release la undiță, deoarece va înghiți firul. Chiar se merită pe orice anotimp, brotherii mei. Așa că doar 6, maxim 7 pești vreau să prind la undiță, după care plec acasă, nu vreau să pescuiesc mai mult. Ia uite, bă, doar am aruncat viermele alea de silicon. Uite-l, mă! Păi, ești nebun, doar am aruncat viermele, fraților. Am făcut o combinație. Vă arăt imediat. Ăștia, viermișorii ăștia pe care i-am luat de la Claumar, bă, doar l-am pus și l-a luat. Și la pastă de asta, bă, că se cam uita la ea. Ia uitați-vă, mă. Ia să vă arăt. Să văd dacă pot să-l recupere, să vă arăt. Uite ce frumos e asta. Bă, ia vedeți, mă. Ia uite, mă, s-a urcat pe gheață. Mamă, ce mare. Stai, stai. Ia uite, bă, îl ridică în sus. Ia uite, bă, s-a băgat. No, gata, vine cu, vine cu, vine cu. Că dacă se bagă în aeratorul ăla, sufire, ia să vă arăt. Băi, n-aveți cum așa ceva. Deci doar am schimbat un viermuș, ca să vă dați și voi seama. Bă, mă, ce frumos e asta. Oh, my God. O, tată, ho, și fiți atenți. Doar cu tipul ăsta de viermuș o să pescuiesc. Ia. Uite-l acolo. Mamă, cum l-a înghițit, nu pot să cred.
Și ăsta, mă, băi, mă, lași. Deci e prima oară când pescuiesc cu acest tip de vierme, de silicon. Ăsta luat de la broaduri. Ia, stai așa, să vedem cum putem să scoatem, salvăm și cârligul. Oh, shit. Gata, broaduri. L-am desfăcut. Uitați-vă și voi, fiți atenți. Și hai să mai facem un test, că toți sunteți aici. Uitați-vă și voi cum l-am pus și cum arată. S-a îndoit cârligul, mă, să vă trăiască. Buf. Stai, broadele, că te pun în găleat acum. S-a îndoit cârligul, bă. S-a belit și ăsta. Și nici nu mai am cum, că eram sigur că se taie asta. Ia uitați, ce frumuseți de păstrăv. Uite că nu ai cum altfel. Deci doar ce l-am pus și l-aș fi luat. Ok, acum hai să schimb și pe culoarea maro. Deschis cu maro închis. Cred că e și sigilat ăsta. Da. Puteți avea... O să fac eu curat oricum când termin. Puteți avea capturi și unul după altul. Puteți să așteptați pe toate culorile și pe mai multă perioadă. Deci nu e nimic bătut în cui. Vedeți că nici la mine nu e perfect să zici că trag unul după altul. Nu e nicio problemă. Mie îmi place să stau pe baltă. N-am venit să bag plasă și să iau pește să mă duc acasă să mănânc. Vreau să îl și prind, să stau după el. Ce vânătoare mai e dacă te duci la vânat direct fără să stai la vânătoare? Ce vânătoare mai e? Nu? Adevărat. Cum făcea Ceaușescu, dacă mă auzea acum în pușcă. Cum făcea el, venea lumea și el doar trăgea în pădure, doar așa să se audă. Și gata, venea lumea cu, vai, domnule președinte de stat, cât ați prins. Nu așa. Ce perfect. Ia să vedem pe maro. Închis cu maro deschis dacă vrea. Facem și noi niște teste. Facem. Uite. L-aș fi luat mâncat la jigura voastră. Bă, cum pun ceva nou? Cum îl ia, mă, direct? A, a scăpat. Băi, mă, lași. Atât de rapid. Băi, cum am... Cât a trecut, mă? Cum am pus varianta asta, nouă, l-aș și luat. Băi, se plictisește pe culoarea aia, cum vine faza asta? Băi, nu știu. Uite, de exemplu, aici la roșu nu mai e prea. Și dacă schimb roșu ăsta, băi, imediat l-a luat. Cum am pus culoarea aia, cum l-a luat direct. Acum hai să pun tot maroșul ăsta, da. Ceva se întâmplă, mare farmece făcute, hai că da. Uite așa, se taie foarte repede, v-am zis, din partea de unde trebuie să fie tăiat. Sunt făcuți în serie, hai că da. Și vedeți că arată bine și brombonelele astea, gen ca piciorușele. Uite așa. Uite așa. El e pește răpitor, de-aia nu prea îl ia de fiecare dată bine. Gata, ia să fim atenți. Nu știu, îmi lasă impresia că dacă s-a învățat pe culoarea aia, trebuie să încercăm la altă culoare. Mamă, și am ceva alb în... Dar în... Ba da, l-am în mașină. Cea mai nouă melodie adusă tocmai din Italia. Zicea regele nostru, Florin Salam. Nu știu cu ce a adus melodia respectivă, dar îl înțelegem. Ia uși, cea mai nouă melodie adusă tocmai din Dubai. Nu știu cum a adus melodia aia, a pus-o într-o cutiuță. Da, ciudat. Uite, au venit gâștele peste mine, dacă au înghețat bălțile. Da, n-ai cum. Și acum să facem nodul. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, de 8 ori ajunge, 8-9 ori, e perfect. Nu e foarte greu de făcut unul, dar uite că după ce e partida așa cum e, mâine mi-au revanșa, n-ai cum, absolut, ori la boloneză, că și la boloneză se simte bine. Ori la boloneză, brother, perfect. Și uitați aici, șmecherie. Vermișorul ăsta l-am pus cu partea verde, uite așa, înspre interior, și l-am scos pe aici, exact așa. Uitați-vă și voi. La viermoșul ăsta de silicon, da, bate foarte, foarte real. Și atunci eu pescuiesc cu el între ape, uite așa, l-am luat de la broderii clamari, îl găsiți și voi. Uite așa arată cutia, uite, Honeyworm 55, acesta este prețul, vedeți că aveți 50% reducere, da, codul Șoari, uite, și sunt mulți legați, unul lângă altul, unul lângă altul. Sunt bun de dat și la păstră, și la ten, și la perică, nu știi cum intră și e și flotant. Uite și asta e culoare. Ne-am luat mai multe culori. Îl pot pune, uite, și maro, îl pot pune și la jig să facă treabă și am și pe roșu. Deci asta le găsiți la clamar. Și ia să ne uităm și aici. Ah, încă mai e ceva. Dar știți ce aș vrea să pun aici? Dacă am pus în partea aia pe verde cu portocaliu și am avut succes, hai să scot pasta asta. Uite, de-aia zic să nu puneți mâna pe ea dacă sunteți uzi. Trebuie să fiți perfect uscat, uscat pe mână. Și vreau să vă arăt ceva frumos, pe roșu. Ia uitați-vă, sunt și aromați. Uite, și sunt legați mulți. Aveți impresia că e unul singur, dar nu. Îi puteți tăia sau se rup foarte ușor, uite așa, că ei se rup exact de aici. Cel mai bine îi tăiați cu o forfecuță dacă nu vă pricepeți. Uite așa, ca să au ei o parte mai subțirică. De unde se diferă ca și lungime. Vedeți partea asta? Ia uitați-vă și voi cum arată. Și o băgați pe cârlig. Într-așa fel încât să rămână și loc pentru mama asta lune care soluția aia pe el, uite așa. Uitate-te, ia uite-l. Uitate-te ce frumos arată ăsta. Ia uite-l. Dar nu numai culoare. Sunt și bromonelele alea care seamănă cu niște piciorușe. Ia să vedem. Deci am înlocuit pasta. Facem un super test azi. Am înlocuit pentru câteva momente pasta cu acești viermi siliconici, puternici. Uite, uite-l direct la pasta. Mamă, doar ce l-am aruncat, mă. Stai, aulă, cât de frumos, îl vreau. I want him. Doamne, îl vreau, doamne. Doamne, atul la mine, gratiță, doamne. Uite-l, doamne, cât de frumos e, doamne. Fefi, pregătește copii. Îmbracă copiii, că gata, avem mâncare. Uite, bă, doar ce l-am schimbat la pasta. Hai, tăticul meu, hai. Încă doi, ține, doamne, de el, doamne. Adu-l, doamne, la mine pe masa de Crăciun. Hai, că de-abia s-a terminat anul. De-abia începe anul. Opa, s-a băgat sub gheață. Nu, e adevărat. Nu e adevărat. Ne, îl vedeți, s-a băgat sub gheață. E destul de pervers. Ăsta e al cincilea, dacă l-aduc la mal. Hai, tată, că-ți dau cu aloe vera la guriță. E frumosel, e aducător de baftă. Fefi, pregătește cratița, gata. Încă unul și m-am dus. Poate doi. Doamne, dacă nu, o să vedeți rețetă de păstrăv. Ia uite-l, se răsucește. Mama, am zis că nu mai văd pentru o secundă. Deci, ia. Hai că pe ăsta l-am luat bine. E bine, l-am luat chiar de bot de aici. Și de ce? Pentru că am fost pe zonă cu el. Uite aici cârligul. E altă treabă, pe ăsta nu l-am mai înghițit. Ia uzi, mă, cum face, ce bana auzi, o Mariane, o Elviro, ia uite ce face cu coada asta,
Sunt curios dacă în cuptor va mai face așa, o să mă vedeți pe în curând. Uite, mă, Claumar, grigile astea nu renunță niciodată. Gata, brother. Uite-l. Uite-l, mă, uite-l. Uite-l, mă. L-am luat. Yes, 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 yes. Așa pe străbul meu. Așa nebuna mea pe frigul ăsta. Ai, fata mea. Păi cum? Păi cum să mă lași după mine așa? Oh, ia uitați-vă. Mă, o n-auz. L-am luat. L-am luat, bă. Direct la grătar cu el, brother. La cuptor. Uite-l. Hai, brother, și așa am venit târziu. Make my day, make my day. Ușor. Hai că da, make my day, mai să vorbim românești. Ăla e, mă. Oh, la undiță, brother, am și venit. Data viitoare o să vin la nenorocire. Mamă, a venit și cu cuburi de gheață. Fiți atenți aici. Opa! Tot ce prinde la casă, că așa e treaba. Ia uitați-vă. Oh my god. Deci vă dați seama că doar partea asta e dezghețată. Frumos, ia să vedem cârligul. Uite, cârligul e tocmai în gât. Oh my god, cum l-am găsit. Vedeți de ce nu se face chiar ce în iglis? Sunt pescuiți cu undița, pentru că îl ia foarte puternic. Uite, deja în gât, nici nu știu dacă pot să-l mai scot acolo, nu pot să cred. Ia uite, s-a rupt cârligul în gât la el. E bine? Nu e bine. Gata, l-am recuperat. Dar peștele nu mai poate fi recuperat, dacă mă înțelegeți. Adică nu o să își mai revină. Tocmai că s-a smuls din gât. Și e un cârlig foarte bun, cel de la Brotheri, la Claumar. Așa că fac montura din nou și îl arunc din nou. Mă, neapărat să vă uscați pe mâini imediat, că la minus 3-4 grade cât sunt. Acum facem din nou legarea cârligului. Vom vorbi un pic cu cârligul, că trebuie să vorbești cu el. A, brotherul meu, să nu mai fi înghițit atât de puternic. Hai că da, pe frigul ăsta, deși că nu mi-e deloc frig, dacă stau cu mâine în apă mai mult, da. Dar la picioare îmi vine să mă descalz, pentru că e foarte cald și cum sunt îmbrăcat, e rupere. Cu combinizonul ăsta de la nebunii ăștia de graf, n-ai cum să înghezi niciodată, vă garantez. Acum tem excesul și cârligul ăsta puternic e din nou pe zonă. Acum, cu pasta asta de la Brotheri Claumar și pe care o găsiți și la Dragoș aici pe baltă, vom face o biluță și observați că în perioada rece e foarte bună. Deci o găsiți la Claumar inclusiv. Uite așa, deși că e cam mare biluța, dar las-o să fie atrăgătoare. Uite așa. Bun. Verificăm apa, pare să fie bine. O dăm chiar așa să o ducă lângă gheață, uite așa. Gata. Și acum să vedem următoarea captură. E bine, uite, 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 uite. Oh, dar ce e așa, mă, ce trage, mă, atât de... Deci trage destul de brutal. Uitați-vă și voi. Dar trage doar de pasta asta. Cum fac să-l păcălesc eu? Să-l pun așa pe cârlig, măi. Pe vierme style. Vreau să vă arăt ce fac. Să nu credeți că, vai de capul meu, vine patronul și-mi bagă mie pești în cârlig, cum ziceau unii care... Dați seama că nu erau pescari. Ai cum să gândești așa cu ala. Aia, așa. Uite, am tot încercat și pe alb. Am câteva zeci de minute în care am avut ce-i drept doar un țac micuț. Acum facem altceva. Nu pot cu mânușile. Mâine calde. Încercăm din nou. Dacă albul e alb. Uite așa. Dar hai să facem altceva. Hai să mai lăsăm albul un pic. Ok. Ba nu, nu-l mai las. Nu. Nu-l mai las că a și căzut, că nu l-am aruncat bine. Și hai să pun înapoi verde. Ca și test. Miroase frumos. A dublu miji. Hai că da. Și
Și hai să facem așa un punctuleț micuț. Cred că am luat prea mult, uite așa. Da, e ok. Hai să pun unul mai mare ca să bată la ochișor. După care vreau să merg la caras, ok? Nu e problemă că se va spăla, l-am scăpat eu pe jos. Ceea ce înseamnă că am fost fraier. Și uite așa. Gata. În momentul respectiv e ce trebuie. E, ar trebui să vină când vrea el. Hai că da. Ăsta tot timpul, dar hai să dau eu apa mai mare. Și trebuie să testez această larvă, să vedem, plutește. Da, e semi-floating. Adică se ridică un pic. Mi se pare că am avut sac la ăla. Yes. Și fiți atenți ce fac acum, ca și schimbare, o scot și pe asta de aici, la care am avut două atacuri frumoase, tot pe gumă maro, și să schimb pe culoare verde. Și pun unul nou. Uite așa. A? E și culoarea destul de soft. Adică nu e atât de groasă încât să nu se rupă. Ia, și facem așa, cum am învățat. Uite așa, ca să stea cât mai dreaptă pe lângă cârlig, uite așa. Când se dă soia. Soia să nu se joace, ia să vedem că, uite, facem un experiment, stați cu mine. Mamă, cât de bine am dat. Are un miros de mijii așa, nu știu cum. S-ar părea că mai am nevoie doar de unul adus tocmai din Germania. L-am luat tocmai din capătul celălalt, vedeți? De acolo. Și dacă ceva merge, de ce să schimbi când ceva merge? Dar eu mai fac teste. Și acum ce credeți? O să las pe verde, a? Să mai pun pe verde sau să pun pe alb? Hai mă să pun pe alb, să nu ziceți că sunt nesit. Deci, pe galben, i-am văzut amploare. Uite așa, fac exact cum am făcut data trecută. Uite așa, o biluță. O fac mai lunguiață, ca viermișorul. E plină de scripici, dacă vedeți. Da. Așa e combinată ea. Și atunci o pun aici. Și o fac așa. Ca să pară un viermuș. Hai, e interesantă și culoarea albă, uite așa. Și când a venit și l-a luat, îl trag direct în cratiță, ia să vedeți. Uite, îl arunc eu ușor așa lângă gheață, acolo. Mamă, exact de acolo l-am luat și pe celălalt. Crezi că au telefoane să vorbească unii cu alții? Și uite, ăsta vine încoace și îl las la viermișorul verde. Haide, frate. Doar că aici am apa mai mică și plutește în treapă, îl caut și în treapă și cam aproape de fund. Uite-l, hai. Ultimul, hai, uite, ia să vedem. L-am luat, la pastă. Ușor, că mă nenorocești. Stai lângă mine, lângă astea nu sunt povești. Ușureală. Da, ăsta e ultimul. Dacă l-aduc la mal, ia ce frumos trage. Hai să ne bucurăm de drill-ul ăsta. Ia să vedem cum arată prietenul nostru, care a venit după vreo 40 de minute, ce să zic. Ia uite-l, bă! Ia! Ușor, să nu te duci în aer altă, stai, mă! Hai că te las! O, e frumos, e aducător de aromă în tigaie. Hai că da! Uite, pasta s-a dus, gata, a intrat direct în mincio. Și this is the last one, the brother. Ultimul, 6 bucăți am vrut, 6 am prins. Unele mai mici, altele mai mari. Pentru că e bine întotdeauna să verificați soldul pe care îl aveți pentru păstrăvi. Da, și pe ăsta l-am apucat frumos de deasupra de aici, pac. Adică cât pește vreți să luați. Trebuie să luați în calcul și chestia asta, că nu puteți să eliberați. Sunteți văzut și pe camere și pe toate alea. Trebuie să respectăm balta, brother, cum o respectă toată lumea, da? Uite așa. Uite de aici, îl țin
dar invers, așa, ca să nu mai scape. Așa am băgat mâine în brahile lui. Și uite cârligul. Da, a fost neodihnit, nemiluit. O bucată foarte frumos. Da, e frumos. Îl taie Fefi pe din două. Condimente la cuptor de brother și hai de capul meu, de noi așa ceva pe globă pământesc. O aromă foarte bună. Deci foarte mulți pești care au arome bune. Bun, aceasta este captura numărul 6 și ultim. O să vi arăt la sfârșit. Mi-am mai auzit și vorbe de genul: băi, bradere, tu-i cam prins și le cam dai drum. Băi, hai să fim serioși, nu facem așa ceva. Și ca să vedeți că e ultima fază, o să o scot și pe asta. Gata, ajunge. Știți ce aveam pregătit aici? O jumătate de vierme flotant. Vedeți? O jumătate. Și așa o las, o pun înapoi, pentru că cu siguranță voi prinde, dar nu mai vreau să prind. Atât am prins, pentru atât am venit. Acum o să le strâng eu, să mi-au rămas bun de la voi de vroadă, deoarece se lasă și răcoarea, e destul de rece. Ce vrei, mă? Nu aici, nu aici, uite aici. Ăștia sunt viermii cu care a pescuit cineva și sunt flotanți, șmecheri. Și am două jumătăței și pentru pescuitul. Bine, pot pune și un jig de un gram, un gram jumate și să-l încerci. Cum să nu? Am făcut o zi frumoasă de brother azi. Aceasta este captura de astăzi. Brother. Unde se pun eu? Aici pe cauciucul ăsta se vede. Pe jos nu-i problemă. 6 bucăți frumoșele. O partidă frumoasă. Păstrăv pe măsură. Facem și un thumbnail de la frumos. Îi luăm pe ăștia mai mari, uite așa, frumos, și facem tamne de la bătrân, așa. Pac. Dar până un alta, ajung. Exact pentru asta am venit astăzi și s-a dovedit că se poate, brodări, indiferent de cât am aici. Am vreo 5-6 kg, sunt. Hai că da. V-am dovedit că se poate, indiferent, și m-am ținut și de promisiuni, indiferent de anotimp, prindem pește. Asta înseamnă să fii pescar. Îi băgăm aici și îi lăsăm fără servici. Uite așa frumos cum îmi place mie. Oh, e foarte rece apa. E super gheață. Se observă că se roșesc palmele. Tocmai de aceea vă ștergeți imediat pe mâini, dar imediat. Și începeți să strângeți, fraților. Cum strâng și eu și vă pup pe brotărul vostru. Aceasta a fost mica mea ieșire afară, pe care am visat-o de 40 de ani. Îmi place foarte mult să pescuiesc, indiferent de tip. Bun, voi dacă cumva vreți să vă faceți cumpărăturile și vă aștept pe www.claumarpescar.ro online, cât și la magazin fizic, magazinul se află în Bulevardul Ghencea, numărul 30. Claumar Pescar, puteți să scrieți pe Waze, vă duce fix acolo. Le strângem pe toate frumos așa, după aia ne încălzim în mașină și să nu uitați că din totalul cumpărăturilor aveți 5% reducere folosind codul promoțional și arii de brotheri. Asta e pentru cei care vor să își facă cumpărăturile, să și câștige ceva, totuși și transportul îl găsiți gratis dacă folosiți codul. Tocmai de asta zic și eu ca de la pescar la pescar, brother, de la pescar la pescari. Toate produsele Claumar Pescar le găsiți și la colaboratorii din toate colțurile țării care colaborează cu cei de la Claumar Brother. Poate să sune la Claumar și le dă un banner cu Claumar frumos. Magazinul numărul 1 în România, promovare din partea mea, de drag, pentru că sunt băieți de nota 10 și nadele cele mai bune din România, le consider eu. Și dacă ați observat că am prins cu fiecare nată de-a lui, dar brotherul lui Claudiu, o să-mi dați dreptate, brotheri. Vă pup, vă iubesc, aveți mult, mult, mult mai multe fish vloguri pe acest canal de brother. Frumos, aveți grijă de toate ustensilele voastre, pentru că sunt aducătoarele voastre de noroc. Ăsta e mai lung, dar las așa. Cu ele veți prinde de fiecare dată. Strângem și plecăm acasă. Haideți pe canalul ăsta să aruncați un ochi, brother, și o să vă las în descriere linkurile de la toate rețelele mele de socializare. Facebook, Instagram, TikTok, și Revolut, și PayPal, și tot. Vreau să ne vedem la pescuit. Ce-mi stați acasă? 12 ianuarie 2024, m-am ținut de promisiune, ies afară indiferent de anotimp. Bă, indiferent. Vă iubesc, sper să fiți ca mine.